copilul e al meu. Ce? Lasă-mă. Alice, stai, trebuie să vorbim. Aloce, Alice, aude toată casa. Alice! Te înțeleg de ce ai acceptat așa ceva, iar dacă nu e al tău, nu te înțeleg de ce minți. Dar dacă nu mă crezi, o să cer un test prenatal la ADN. Termin, Răzvan! Ce test prenatal? Ce cauți cu ăsta aici? Cum adică e treaba ta? Sunt liberă să fac ce vreau, Petru. Lia! Alice? Eu zic ca de la acțiune să ne mutăm la puțină telenovelă. Să schimbăm frecvența, vorba aceea. Să ne mutăm de la pro, să ne mutăm pe antenă. Să facem o concurență și aici, la emisiunea din spatele cortinei. Bine ați venit, dragilor, la emisiunea noastră. Numele meu este Florentin Florea, prezentatorul acestei emisiuni de 2 ani. Da, se împlinesc aproape 2 ani de când prezint această emisiune, de la prima ediție. Ceva frumos, vorba aceea, ceva frumos, nu se numea Din spatele cortinei la acel moment, se numea Reacție sau ceva de genul la un film slash serial. În fine, nu mai contează, sunt content creator de aproape 5 ani, deci să zicem că știu ce vorbesc aici, să zicem că știu ce fac aici, dar haideți să trecem și la fapte, să nu mai vă zic doar din teorie. E bine, astăzi discutăm despre serialul Lia, soția soțului meu, un serial mai de romans, mai de dramă, mai de telenovelă, cum le place românilor, un serial care nu include acțiune mai spre deloc, dar un serial interesant, care a ajuns la sezonul al doilea, aproape episodul 10. Și astăzi vom încerca să facem așa un foarte scurt rezumat la tot ce s-a întâmplat până acum, ca să vă aduc în prezent și să vă spun ce se întâmplă în ultimul episod. Episod care a fost probabil televizat, dar joia aceasta sau sâmbătă aceasta, nu mai știu exact în ce zi se televizează acest serial. Eu m-am ocupat mai mult pe serialele de acțiune, pentru că acelea m-au atras mai mult, dar hai să încercăm și acest lucrușor. Dacă vă place, continuăm și mai povestim serialul și în continuarele episoade, da? În următoarele episoade, că în continuarele episoade nu prea sună românește. Exact. O să vorbim astăzi despre Lia. Lia este o fată care puțin probabil a depășit 20 de ani, nu doar în serial, ci și cred că în realitate, actriță foarte frumoasă, foarte bine își joacă rolul și cum a apărut ea în peisaj este simplu. Familia Vornicu este familia lui Petru. Petru, care nu neapărat aparține de această familie, Petru era copilul lui unui om. Normal că unui om. Unui om, nu mai știu exact numele. Pam, 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 pam. Hai să zicem Marin, nu mai știu exact numele. Un om care și-a omorât soția, dar și-a omorât soția, descoperim în serial, prin sezonul al doilea descoperim acest lucru, că și-a omorât-o din cauza faptului că se culcase cu o altă femeie și nu a mai suportat ideea de a sta lângă femeia lui, astfel încât dintr-o ceartă s-a ajuns la uciderea propriei sale soții. Deci ăsta este un om, i-am zis eu Marin, acesta este tatăl lui Petru, tatăl lui Petru Vornicu. Petru este adoptat de către o doamnă care avea și ea o fică, pe Alice, da. Otilia o chema pe această doamnă. Otilia îl adoptă pe Petru și pe fratele său mai mare, Pavel, de asemenea și pe sora lor mai micuță, era foarte mică, Emma. La acea vreme în care tatăl său și-a omorât soția, adică le-a omorât mama acestor copii și automat a făcut pușcărie mulți ani de zile. Până oamenii ăștia au crescut mari. Deci, doamna Otilia i-a adoptat pe acești copilași
și i-a luat în familia ei. Vă spuneam că și ea avea o fică și nu doar o fică, avea și un fiu. Da? O avea pe Alice și îl avea pe... Nu mai știu numele, sincer să vă spun. Nu îi mai știu numele lui băiatul ăla, dar făcea tot felul de prostii omul respectiv. Andy, gata, mi-am amintit. Dar stăteam așa să mă gândesc, băi, cum îl chema pe omul ăla? Andy îl chema. Da. Andy făcea tot felul de prostii. A fost trimis, de fapt, de către familie să facă școala în străinătate, în Anglia, dar s-a reîntors acasă și a descoperit acasă că lumea în care a copilărit nu mai semăna absolut deloc. De ce vă spun asta? E bine, Petru a fost un om care încă de mic copil era iubit de către această Otilia. Otilia care, culmea, i-a distrus familia într-un fel, pentru că s-a culcat cu tatăl său. Și astfel încât mama lui a dispărut din peisaj. Da, deci Otilia nu îl salvează, exact ca în clanul. Tătuțul nu o salvează pe Vera. Mai degrabă, după ce i-a omorât mama, devine Vera fica lui. Așa și în acest serial. Otilia nu îl salvează pe Petru. Îi devine fiu, indirect spus îi devine fiu, pentru că îi devine dublu fiu, odată că l-a adoptat și a doua oară pentru că îl căsătorește cu fica sa, cu Alice. Însă Petru nu a iubit-o, nu o iubește și nu o va iubi niciodată pe Alice. Aceasta însă va fi nebunită de Petru. Dar el, la un moment dat în serial, prin primele episoade ale primului sezon, îi va spune că nu o iubește. Era la volan, adică era Petru la volan, Alice lângă el, forțează volanul și spune: bine, dacă nu mă iubești, haide să murim împreună. Fac accident, bineînțeles, dar în urma accidentului Petru Vărnicu nu pățește mai nimic decât o rană ușoară. În schimb, Alice este grav rănită și va sta în comă 2 ani de zile. Iar în acești 2 ani, Petru Vărnicu o va descoperi pe Lia. Lia, o fată frumoasă, o fată tânără, de care se îndrăgostește pe loc Petru și o va lua chiar de soție, spunându-i mamei sale că Alice nu mai are de trăit, că este gata, este aproape în comă indusă, astfel încât o convinge să semneze divorțul în numele fiicei sale. Astfel încât Otilia semnează divorțul și Petru Vărnicu este liber de contract, vorba aceea. Poate face nuntă cu Lia și se întâmplă acest lucru, se căsătorește cu Lia, însă fericirea lor nu va dura atât de mult, pentru că se va trezi Alice. Va fi o bucurie mare pentru Otilia, dar nu va fi deloc o bucurie nici pentru Petru, nici pentru Lia. Această fată, Alice, și-a pierdut memoria în urma accidentului. Și o va recăpăta în câteva episoade, dar îl va minți pe Petru că nu își amintește mai nimic până aproape de finalul sezonului întâi. Însă Petru își va da seama că minte, chiar dacă aceasta fusese ajutată de către mama ei, de către Otilia, să meargă la un doctor și să facă acte false că încă nu își amintește nimic. Iată că Petru își dă seama că îl minte fosta lui soție. Din întâmplare, toată familia află că Lia Vornicu, care a fost îngrijitoarea lui Robi, Robi fiind copilul lui Petru și al lui Alice. Deci Robi era copilul lui Petru și al lui Alice. Și această Lia Vornicu a venit în familie ca o simplă bonă. Dar după ce Alice a ajuns în spital, iată cum Petru s-a îndrăgostit de Lia, a făcut nuntă cu aceasta și au avut grijă de Robi în tot acest timp, cât mama lui biologică a fost în spital. Dar, bineînțeles, că Alice, odată ce s-a recuperat, află din întâmplare, fiind aproape ultima persoană care află, că Lia, bona, este soția soțului ei. Da.
Și iată cum ajungem la acest titlu al serialului. Lia, soția soțului meu. Pentru că Alice ar fi într-un fel personajul principal din acest serial, care definește și titlul serialului, prin Lia. Deci avem aproape trei personaje principale. Alice a fost transformată într-un personaj secundar chiar de către regie, care au băgat-o în comă vreo 3-4 episoade în care ea n-a făcut absolut nimic. În schimb, Petru a făcut suficiente lucruri pentru a deveni principalul personaj al acestui serial, alături de soția lui, Lia, care apare și în titlu și de aceea ea este personajul feminin principal din serial. Frumos până acum ce vă povestesc. Sper că nu v-am plictisit. Avem multe de povestit, nu o să iau toate detaliile, bineînțeles, eu le iau așa mai pe scurt. Am ajuns la punctul în care a aflat a noastră Alice de Lia. Și va face zile fripte până în punctul în care ne aflăm și astăzi cu episodul 8 sau 9, sau 9-10, cred că e 9-10 deja, din acest sezon al doilea. Îl va pune chiar și pe Gianni Rocca să o omoare. Gianni Rocca, vă spun imediat cine este. Că avem multe personaje în serial și nu le-am luat pe toate, în această poveste. Deci, îl pune pe Gianni Rocca să o omoare pe Lia și acesta chiar reușește să o împuște, dar nu el fizic, ci oamenii lui, un om de-al lui, un om care, atenție, era îndrăgostit de Lia în copilărie, un om care și-o dorea foarte mult pe Lia, dar știind că este cu Petru, a zis, decât să fie a ta și nu a mea, mai bine o omor. Și iată cum a ajuns în clanul lui Rocca și a împușcat-o pe Lia. Revenim la această idee imediat. Lia era o fată foarte pasionată de vals. A dansat mult timp, până în punctul în care a fost împușcată. La începutul sezonului al doilea a fost împușcată de către acest om. Acum trebuie să revenim și să vă spun și de celelalte personaje. Deci am vorbit în prima fază de tatăl lui Petru, care revine în peisaj cumva și eu vreau să duc toate astea până la episodul trecut și după reiau iarăși toate personajele, dar fac acțiunea astfel încât să o aduc în prezent. Deci, al nostru neamarin, cum i-am spus eu, a revenit în peisaj printr-un om care făcea poze. Un om care îl urmărea pe Petru peste tot. Voia să vadă ce mai face fiul său. Probabil a fost fiul cel mai iubit de către acest om. Lia a observat acest lucru. Pentru că Petru a fost salvat chiar și de la moarte de acest bărbat. După ce mașina polițistului Florea a explodat, Petru se afla și el acolo, la acel atac. Dar este scos din explozie chiar de către acest om. Omul care îi făcuse poze la nuntă. El nu realizează cine este acest om. Dar Emma, fiica cea mai mică a acestui bărbat, își dă seama că bărbatul ăla este tatăl ei. Nu știe exact de ce și-a dat seama, dar era ceva așa, simțea, avea un feeling, da? Simțea că ăla este tatăl său. Și iată că a avut dreptate Emma. El era tatăl lor, al ei, al lui Pavel și al lui Petru. A revenit în familie pentru a sta de vorbă cu copiii lui, dar a încercat să fie respins de către Otilia, pentru a nu a se afla aventura dintre aceștia. Însă până la urmă se află că ei au avut o aventură. Însă Otilia spune că a fost un viol și că s-a opus. Nu a vrut să facă dragoste cu acest bărbat. Pentru că ea oricum se dezbărțise de fostul ei soț, care și el a murit, bineînțeles. Da. Foarte telenovelă acest serial, dar îl povestim așa cât de bine putem aici la din spatele cortinei.
Vreau să aduc serialul în punctul A. Da? Îl iau din punctul Z, îl aduc până în punctul A al prezentului. Perfect. Dacă uiți detalii, sunt detalii foarte mici. Deci, nu mă împușcați și pe mine. Bun. Dragilor, hai să vorbim în continuare de... Cine să vorbesc eu, oameni? De un prieten de-a lui Alice. Din copilărie este prieten cu el. Colaborator de-a lui Petru la un moment dat. Gianni Rocca. Gianni Rocca a fost colaboratorul lui Petru pentru că aduceau marfă împreună la circuit. Circuitul de mașini pe care îl deține familia Vornicu. Un circuit care nu prea mai merge în ultima vreme și un circuit care îi va da bătăi de cap până prezent lui Petru. Este un fel de a pierde bani acolo, la acel circuit. Și al nostru Petru nu vrea să renunțe la circuit. Astfel încât îi face un flagrant lui Gianni Rocca pentru a scăpa de el în peisaj. Și Gianni face pușcărie. Face câțiva ani de pușcărie. Încă de la începutul sezonului întâi. Știm faptul că face pușcărie până spre finalul sezonului întâi. Da? Vreo 20 de episoade. Și acest Gianni Rocca este înlocuit de către un om de-al său. O să-i spun Octav, chiar dacă știu sigur că nu-l cheam așa. Îi zicem așa, totuși. Da. Acest om îl înlocuiește foarte bine pentru că preia toate afacerile lui. Și va duce totul până în punctul în care Gianni se va reîntoarce la afaceri. Gianni va încerca să-l omoare pe acest om care i-a ținut locul atâta timp. Dar nu va reuși, pentru că va fi salvat de către El Capitan. El Capitan este o femeie care are grijă de circuit, deci este punctul așa de legătură între Gianni Rocca și Petru Vornicu, omul care știe exact ce s-a întâmplat între cei doi în tot acest timp și știe exact că Gianni are o fică pe Clara, care este îndrăgostită de fiul acestei El Pistoler, El Capitan. Da. Și prin această fată a lui Gianni se face legătura între clanuri în acest moment, între Gianni și Petru. Dar la un moment dat se va afla un lucru la care nu ne-am fi așteptat nici unul dintre noi. Vă spun acum sau imediat? Hai să vă spun acum, să nu mai vă țin pe jar. V-am zis că Lia Vornicu a fost împușcată de către un om de-a lui Gianni și a ajuns în spital. A fost împușcată destul de grav, astfel încât are nevoie de transplant. Mai întâi a avut nevoie să-i se doneze sânge, însă avea o grupă foarte rară. Dar un om, sub semnul confidențialității, vine și donează sânge. Acest om nu are cum să fie decât o rudă foarte apropiată. Și fiind sub semnul confidențialității, vrea să nu se știe cine. Dar sângele nu este suficient pentru a o salva pe ea, astfel încât și un rinichi îi trebuie. Și acest om, femeie mai exact, vă spun cine este. Este Clara, fiica lui Gianni. De ce este Clara? De ce este rudă apropiată cu Lia? Chiar acum o să vă spun. Telenovelă maximă acest serial. Da, deci Clara îi donează în primul rând sânge Liei, dar nu este suficient acest lucru pentru a o salva, astfel încât îi donează chiar și un rinichi. La rugămintele mari
ale mamei Liei. Mama Liei care este tot așa o mamă adoptivă. Pentru că Lia a fost fata unui om sărac, fratele acestei femei, Maria, care are grijă de Lia. Deci Maria avea un frate, care acest frate era tatăl ei. Deci Maria este mătușa ei. Și această Maria știe absolut tot despre trecutul ei, dar i-a ascuns totul. Deci, știa că această Clara este fiica lui Gianni și că doar ea poate să o salveze pe Lia, pentru că Lia nu este fata fratelui său. Este fata soției fratelui său. Și soția fratelui său a avut o aventură cu Gianni Rocca. A fost servitoare acolo la Gianni Rocca. A fost chiar bona Clarei. Deci bona Clarei a fost mama Liei. Mamă care este ucisă de către Gianni Rocca, astfel încât rămâne fata la fratele Mariei. Moare și fratele Mariei și această fată, Lia, rămâne în grija lui Marcel, soțul Mariei. Da. Și să vă mai spun că și acest Marcel are și el doi copii. Vă termin cu totul. Da, bine, da. Da, are și el doi copii, care într-un fel sunt frați vitregi cu Lia Vornicu. Absolut incredibil ce se întâmplă în serialul ăsta. Da, o să mai vă zic imediat ce se întâmplă și cu copiii lui Marcel. Pentru că și ei au aventuri cu oameni din familia Vornicu. Deci este o amestecătură totală în serial. Acum că v-am spus că Lia este fiica lui Gianni, ce credeți? Lia, fiica lui Gianni, Gianni, dușmanul lui Petru. Total. Total război ce va ieși. Da. Ei bine, dragilor. Lia este salvată de către această Clara, care acceptă să îi doneze rinichiul cu condiția să nu se afle că ea este fata lui Gianni. Automat Lia își va da seama că sunt surori și că de fapt și ea este fiica lui Gianni. Dar Lia, după ce și-a revenit, se duce într-un salon vecin unde o găsește internată chiar pe Clara. Ea mai avusese întâlniri cu această Clara, însă niciodată nu s-ar fi așteptat că ea este sora ei, biologică chiar, automat fiind fiica lui Gianni. Nu-i vine să creadă că este fiica unui criminal, dar asta este realitatea până la urmă. Realitatea este dură. Mira. Mira este amanta, să zicem asta, sau iubita lui Andy. Andy Vornicu. Sau lui Andy, nu neapărat, fără Vornicu. Această Mira este avocată. Și Andy are planuri mari, că de asta s-a întors din Anglia. Nu se descopere el ce mai face familia sa. S-a întors din Anglia ca să facă bani. Circuitul lui Petru are investiți mulți bani și prin intermediul acestei Mira vrea să obțină banii de la circuit. Și reușește în prima fază, însă Mira este răpită de către Gianni Rocca și, ca să nu fie ucisă, va fi obligată să lucreze pentru Gianni. Astfel încât Gianni are acum fostul avocat al familiei Vornicu. O are pe Mira. La el. E un punct mare de avantaj. Și cu această Mira va pune la cale un plan care să le enerveze și mai tare pe Petru Vornicu. Dar despre plan vă zic că aproape ne-am apropiat. Aproape ne-am apropiat ca lumea. Aproape am ajuns în punctul cu A. În punctul prezent. Adică la episodul de tocmai ce s-a încheiat. Bun. Lia a aflat că este fiica lui Gianni. Dar
nu va vrea să spună nimic lui Petru, pentru că este conștientă că acest lucru o va depărta de către soțul ei. Și la cât de mult își dorește Alice să se întâmple asta, cu siguranță nu i-ar oferi o astfel de momeală. Alice vrea să-l recâștige pe Petru, chiar și prin intermediul lui Robby, fiul lor. Încearcă să câștige custodia completă, totală, a lui Robby. Reușește în prima fază, dar după aceea face un gest incredibil. Îl droghează pe Robby, care ajunge de urgență la spital, doar ca să se culce indirect spus cu Petru. Pentru că avea un plan. Planul era următorul. Dacă voi mai face un copil cu Petru, atunci se va întoarce la mine. Era un plan foarte bine gândit. Avea nevoie doar de o poză în care ea să fie lângă el în pat, pentru că nu se mai întâmplase asta de foarte mult timp, de când ajunsese să fie soțul Liei, nu se mai culcase cu ea. Normal. Este absolut obsedată de acest bărbat, Alice. Și iată că reușește, pentru că după o seară grea, Petru Vornicu, împreună cu fratele său Pavel, petrec acolo la circuit și nu realizează că până dimineața multe lucruri se vor întâmpla. Astfel încât Petru este luat de către Alice, dus în dormitor, vine Robby la ei, dar lui Robby îi dă ceva de băut, a noastră Alice, astfel încât Robby se va culca, dar nu așa pe moment, ci aproape pe veci se va culca. I-a dat un somnifer foarte puternic, care la copii aproape că te bagă în comă și a reușit să se culce cu Petru, dar fără să facă nimic. Doar o poză au reușit să facă, sau mai multe împreună, atât. Nu au făcut dragoste. Dar asta e suficient pentru ea, că Petru nu-și mai amintește nimic după ce a ieșit din această vrajă a alcoolului. Dimineața se trezesc disperați, pentru că Robby nu se mai trezește. Otilia a descoperit acest lucru. Ce are copilul? Ce are Robby? Și voi ce faceți acolo? Da, Robby și-a revenit până la urmă și s-a aflat că Alice a încercat să-și omoare propriul copil doar să se culce cu Petru. Și Alice îi spune lui Petru, în urmă cu două episoade, că ei au avut o aventură din nou împreună și că se iubeau ca pe vremuri. Petru nu o crede, bineînțeles, dar Alice îi spune că era beat și n-are cum să-și mai amintească. Alice are un plan foarte bun, la care vom reveni imediat. Să mai vă zic de Pavel. Pavel care este combinat cu Gabi, dar nu o iubește pe aceasta. Și nu reușesc să facă un copil împreună pentru că Gabi nu reușește. Nu poate rămâne însărcinată. Și încearcă să îl păcălească în tot acest timp pe Pavel că el de fapt nu poate să aibă un copil. Însă, cum Pavel a avut o aventură cu fata lui Marcel, cu sora vitregă a Liei, dacă Dana o cheamă, gata, mi-am amintit, da? Cu Dana a avut o aventură acest Pavel și Dana a rămas însărcinată, automat Gabi a încercat să îi spună lui Pavel că nu este copilul său, nu are cum să fie copilul său pentru că el nu poate să facă copii, dar a reușit să obțină un test de sarcină astfel încât, prin multe peripeții ce au trecut și oamenii ăștia, Dana și cu Pavel, s-a ajuns la consensul că Pavel este amantul Danei, dar vor avea un copil împreună. Copil pe care vrea să-l fure această Gabi și vrea să-l crească ea împreună cu soțul său. Și va și reuși acest lucru, veți vedea, pentru că Pavel nu se mai simte atras de către Dana și îi dă o nouă șansă lui Gabi, astfel încât ei se vor împăca pentru moment. Dana îl va ierta, asta e, a fost și ea mică și n-a știut ce face. Și a avut o aventură cu un bărbat deja însurat, exact cum s-a întâmplat și cu Lia Vornicu.
care s-a culcat cu Petru, care era deja însurat. În fine, deci povestea se repetă în această familie a Mariei și a lui Marcel. Și celălalt copil al lor, numai. Deci, la câte personaje am spus, sigur nu mai amintesc și cum îl cheamă pe el, se îndrăgostește de cealaltă fată din familia Vornicu, de Emma. Și până la urmă vor avea chiar și o întâlnire, cei doi, în episoadele anterioare din acest sezon. Și va decurge totul destul de bine, mai ales că acest băiat o va ajuta pe Emma să îl găzduiască pe tatăl său și va fi foarte mulțumită Emma de acest lucru. Bun, hai să revenim acum la episodul în curs, că deja am vorbit foarte mult aici și cu siguranță vă plictisesc. Deci în episodul în curs aflăm că Robbie și-a revenit, se află faptul că Robbie a fost otrăvit de către Alice, astfel încât Petru Vornicu vrea să-și ia copilul și să îl aibă el în grijă. Alice nu acceptă în prima fază acest lucru, însă ea, cu ajutorul unui fost prieten de liceu, un om care o iubește pe Alice cu adevărat, nu ca Petru, pun la cale un plan prin care Alice să facă un copil cu acest bărbat, dar să facă un copil nu natural, ci prin intermediul tehnologiei medicale. Astfel încât, ea având poza cu Petru în pat, va putea să-l păcălească pe Petru că este cumva copilul lor și astfel Petru se va întoarce la ea. Așa gândește Alice. Dacă va reuși, nu știu. Dar vă spun că a reușit să rămână însărcinată. Și i-a spus chiar și lui Robbie că va avea un frate sau o soră. Și astfel a aflat și Otilia de planul lui Alice. Da, incredibil plan. Absolut incredibil planul ăsta, vă pot spune cu siguranță. Da. Alice avea în garderobă rochii de gravidă. Și astfel a avut o discuție cu Otilia și s-a ajuns la consensul în care ea îi spune la finalul acestui episod pe care l-am urmărit cu toți împreună, sau l-ați urmărit dumneavoastră săptămâna aceasta, îi spune că este însărcinată. Cu cine? Păi e cu Petru însărcinată. Ok, am rezolvat-o pe Alice, nu mai băgăm în discuție și ne întoarcem la Gianni Rocca, care prin intermediul unui om, Daniel Dima, reușește să cumpere acțiuni la circuitul lui Petru. Domnul Daniel Dima este de fapt Mihnea. Este un om de la Interpol. Mihnea, care este un fost iubit de Lia. Este vorba de Mihnea de care Lia a fost îndrăgostită când era mică. Și acum nu mai e îndrăgostită pentru că acum este cu Petru. Însă, din întâmplare, Mihnea ajunge să aibă o discuție față în față cu Petru și spune toate acestea. Astfel încât Petru are din nou o criză de gelozie, cum a mai avut și de altfel în trecut, se duce să îi spună Liei toate aceste lucruri, dar Lia îi spune că asta a fost o joacă de copii, nu mai are nicio treabă cu acest Mihnea, care lucrează cu pseudonimul de Daniel Dima, astfel încât să se infiltreze în clanul lui Rocca. Poate l-a convins pe Petru că este adevărat ce spune, poate nu l-a convins, asta nu știu nici eu. Ceea ce contează este faptul că 50% din circuit îi revine acum lui Gianni Rocca, prin intermediul acestui investitor Daniel Dima. Daniel Dima, care vrea să îl prindă în fapt pe Petru, că el a avut afaceri cu acest Gianni Rocca, că i-a făcut flagrant lui Gianni Rocca pentru a scăpa de el și a fi doar Petru pe piața drogurilor. Nu este adevărat acest lucru din punctul meu de vedere. Este doar o întâmplare că niște droguri au ajuns la un moment dat la circuitul lui Petru pentru că au fost aduse acolo de El Capitan. Da. El Capitan, care are o discuție cu Maria, aflând că această Clara i-a donat rinichi Liei și spune Mariei că trebuie să afle Gianni că Lia este fica lui și automat trebuie să afle și Petru că soția lui este fica lui Gianni.
nebunie mare. Nu se va afla încă de acest lucrușor, dar Gianni Rocca va colabora de acum cu Petru, fiind parteneri la circuit. Da, absolut incredibil ce se întâmplă în acest serial. Eu zic că v-am povestit suficiente lucruri în acest episod, în această ediție. Deja am lungit-o foarte mult. Mai am să vă zic doar faptul că Lia îl întreabă pe Petru la un moment dat dacă între el și Alice s-a mai întâmplat ceva în ultima vreme, pentru că Alice i-a dat de gândit ei la un moment dat când erau la spital să aștepte să-și revină Robbie, că Petru îi ascunde ceva. Atât i-a spus. Da, voia să o convingă pe Lia că ea a avut din nou o aventură cu Petru și acum vă dați seama, dacă va afla și Lia, Alice este însărcinată, mare scandal ce va ieși. Dar iubirea este eternă, se pare, între aceste două personaje, între Petru și Lia, și nimic nu-i poate despărți. Vom vedea în continuare ce se va mai întâmpla în acest serial, că deja multe v-am povestit și v-am adus cu acțiunea până în prezent. Dacă vă place serialul ăsta și vreți să continui să vă povestesc ce se întâmplă în serial, dați un like, dați un share și un subscribe acestui canal și noi ne revedem data viitoare la Din spatele cortinei, poate chiar cu acest serial, dacă v-a plăcut acest episod. Dacă nu v-a plăcut, eu nu am absolut nicio supărare, mi-a făcut plăcere să vă povestesc serialul până în punctul acesta și dacă e, îl mai povestim în momentul în care se va și termina serialul, vă mai povestesc ce s-a întâmplat până la capătul lui, de aici până la capăt. Nu știu când se va termina, nu știu câte sezoane va avea, dar vedem împreună și analizăm la Din spatele cortinei. Ăsta e un lucru cert, dar putem povesti fiecare episod în parte cum facem cu celelalte seriale de acțiune. Asta depinde doar de dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, ne revedem cu bine la Din spatele cortinei săptămâna viitoare, când avem de povestit noi episoade din seriale de acțiune. Vă salut cu tot respectul și să avem zile senine împreună. Toate bune, pa, pa! În ultimele două episoade din acest serial, despre care v-am vorbit puțin mai devreme, se află până la urmă că domnul Lornicu este împreună cu Alice și că vor avea din nou un copil. Află toate astea Lia. Petru, de ce i-a ascuns aceste lucruri? Nu-i vine să creadă că a înșelat-o Petru. Nu are cum să-l ierte pe Petru. Se vor certa, bineînțeles. Dar cum a ajuns să afle Lia? Păi direct de la Alice. Alice îi spune Liei că este din nou însărcinată cu Petru. De ce spune aceste lucruri Alice? Păi logic, ca să-l recâștige pe Petru. De asemenea, tot în aceste două episoade care s-au mai derulat între timp, ce eu reușeam să editez aici tot rezumatul, s-a mai întâmplat și faptul că Gianni Rocca este nou partener al lui Petru Vornicu la circuit, dar află că fiica lui îl cam înșală și că încă mai ține legătura cu familia Vornicu, în special cu Lia. Dar Clara nu va spune absolut nimic, nu va recunoaște. Va fi însă urmărită de oamenii lui Gianni și la un moment dat va fi și prinsă, dar asta vedem noi în episoadele următoare. Suntem pe la episodul 20, dacă nu greșesc, din serial, sezonul 2, dar scrie acum în titlu la ce episod am ajuns. Bineînțeles că nu este foarte încântată Clara la aflarea acestor vești, dar nici n-are ce face. Astfel încât nu va mai lua legătura cu Lia pentru a nu risca un scandal,
În schimb, Mira, care a lucrat pentru Gianni Rocca, nu va mai lucra pentru acesta și se va recupla, să zicem așa, cu Andy, care va vrea să o aducă chiar acasă, dar va fi oprit de mama lui. Însă o va asigura că nu e ceva pe termen lung. Stă acolo până când trece furtuna, până când Gianni află ce vrea. Nu e de acord o Otilia, dar n-are ce face. Mai ales că a aflat și de faptul că domnul Moș Crăciun, tatălui Petru, a fost adăpostit ilegal de Marcel și de Maria. Și asta o nemulțumește, bineînțeles. Însă tatălui Petru are o discuție cu fiul său și spune că dacă se va naște acest copil și va fi cu adevărat al său, va trebui să-l crească. Chiar dacă el încă o iubește pe Lia, va trebui să aibă grijă de acest copil, că e al lui. Că uite, să nu repete greșelile pe care și el le-a făcut, adică cel mare. Petru asta va și gândi el și va discuta cu Alice, că ea a fost o greșeală în viața lui, că el o iubește doar pe Lia, dar va avea grijă de copiii lui, atât de Robi, cât și de cel care se va naște în următoarele luni. Alice, bineînțeles că este nemulțumită de primirea acestor răspunsuri, dar n-are ce face până la urmă. De asemenea, în familia Vornicu și Pavel are probleme. A pierdut din nou la jocuri mulți bani și va intra în depresie. Însă va fi scăpat din depresie tot de tatăl lui, cu ajutorul lui Gabi, soția sa. Se vor împăca cei doi și se vor gândi că vor avea un viitor frumos împreună, că vor crește copilul pe care l-are în pântece. Cine? Păi, cine decât Dana? De asemenea, primește o veste și celălalt fiu al Mariei. Nu mai știu numele exact. Deci, în afară de Dana, mai avea încă un fiu. Nu mai știu cum îl cheamă. Primește vestea că nu a mai primit rolul ăla de actor. Și este nemulțumit. Dar Emma, iubita lui, îl va liniști. Cu zâmbetul pe buze. Bineînțeles că la un moment dat în acest serial, în aceste episoade, se va afla cumva și adevărul. Pentru că doctorița, care i-a fabricat, între ghilimele de rigoare, copilul lui Alice, o vizitează pe aceasta acasă. Pentru că a aflat de la iubitul lui Alice, ăla care o iubește pe Alice cu adevărat, da? Ăla care a acceptat să o ducă la medic și să facă un copil împreună cu ajutorul aparatelor, ăla a sunat doctorul și i-a spus că Alice nu se simte bine. Asta a aflat de la Petru. De unde a aflat? E simplu. Petru, văzând că este respins de Lia, a vrut să se sinucidă. S-a urcat pe bloc și a vrut să se arunce de acolo. Dar a fost oprit de Lia, care fiind urmărită și de Alice. Alice se preface că este rău acolo sus și Petru se duce la ea și o calmează. Da? O duce în casă și o va îngriji puțin. Lia din nou este geloasă, dar da. Da. Deci, astfel a ajuns la pat Alice și astfel, chiar dacă n-avea nimic, ea s-a prefăcut efectiv. Dar doctorul a venit totuși acolo. Și culmea e că se cunoștea cu doctor și Petru. Văzând-o pe doctoriță, Petru
are așa niște bănuieli cu privire la acest copil și la Alice. Pentru că fix în același timp, când Alice și cu partenerul ei s-au dus să fabrice copilul ăsta, și Petru cu Lia se duseseră la aceeași doctoriță să vorbească despre viitorul lor copil. Că Lia vrea să pună deoparte niște celule pentru a putea avea copii mai târziu. Și s-a dus la această doctoriță. Și Petru face așa relația între aceste acțiuni și se gândește dacă cumva copilul pe care îl poartă în pântece Alice nu este al lui, văzând-o pe doctoriță acolo. Bineînțeles că Alice vrea să o mituiască pe doctoriță. Aceasta nu acceptă, însă va fi amenințată de Alice că i-a urmărit familia și poate lua oricând copilul și Bona. Să nu spună nimic, pentru că doctorița a vrut să-i spună imediat lui Petru de fapt ce știe despre Alice. Dar își va ține gura, pentru că va fi amenințată de Alice, după cum o spuneam eu puțin mai devreme. Serialul ăsta este absolut incredibil. Ne poartă printr-un carusel de emoții. Chestia cea mai tare este că Lia, în finalul acestui episod, vrea să divorțeze de Petru. Și nu știu exact dacă se va întâmpla asta, dacă va fi Petru de acord sau nu. Probabil nu. Nici nu va vrea să audă de acest lucru. Vor divorța Petru și Lia? Va avea Petru o nouă relație cu Alice? O va lua de la început? Va avea un nou copil? Toate astea le aflăm în următorul episod din serialul Lia, soția soțului meu, pe care îl putem urmări împreună la TV, dar și pe platformele online. Aici se termină însă emisiunea noastră din spatele cortinei, în sfârșit, după lungi așteptări. Și dacă vă place acest serial și vreți să continui seria și cu acest serial, lăsați acolo un like, cât mai multe vizualizări din partea voastră pentru a vedea că vă place acest serial și vreți să îl continui în povestire. Ne revedem cu bine la emisiunea din spatele cortinei data viitoare, când vorbim despre serialul Groapa. Deci, nu ratați Groapa și Clanul, cele mai iubite seriale de către dumneavoastră. Dar poate vă place și Lia. Poate vă place. E o fată frumoasă. Și merită. Merită văzut serialul ăsta. Vă las niște link-uri prin descriere să vedeți ultimele episoade dacă vă interesează. Vă salut cu tot respectul și ne revedem la din spatele cortinei cât de curând.
soțului meu, un serial mai de romans, mai de dramă, mai de telenovelă, cum le place românilor, un serial care nu include acțiune mai spre deloc, dar un serial interesant, care a ajuns la sezonul al doilea, aproape episodul 10. Și astăzi vom încerca să facem așa un foarte scurt rezumat la tot ce s-a întâmplat până acum, ca să vă aduc în prezent și să vă spun ce se întâmplă în ultimul episod. Episod care a fost probabil televizat, dar joia aceasta sau sâmbătă aceasta, nu mai știu exact în ce zi se televizează acest serial. Eu m-am ocupat mai mult pe serialele de acțiune, pentru că acelea m-au atras mai mult, dar hai să încercăm și acest lucru ușor. Dacă vă place, continuăm și mai povestim serialul și în continuarele episoade, da? În următoarele episoade, că în continuarele episoade nu prea sună românește. Exact. O să vorbim astăzi despre Lia. Lia este o fată care puțin probabil a depășit 20 de ani, nu doar în serial, ci și cred că în realitate, actriță foarte frumoasă, foarte bine își joacă rolul și cum a apărut ea în peisaj este simplu. Familia Vornicu este familia lui Petru. Petru, care nu neapărat aparține de această familie, Petru era copilul lui unui om. Normal că unui om. Unui om, nu mai știu exact numele. Pam, 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 pam. Hai să zicem Marin, nu mai știu exact numele. Un om care și-a omorât soția, dar și-a omorât soția, descoperim în serial, prin sezonul al doilea descoperim acest lucru, că și-a omorât-o din cauza faptului că se culcase cu o altă femeie și nu a mai suportat ideea de a sta lângă femeia lui, astfel încât dintr-o ceartă s-a ajuns la uciderea propriei sale soții. Deci ăsta este un om, i-am zis eu Marin, acesta este tatăl lui Petru, tatăl lui Petru Vornicu. Petru este adoptat de către o doamnă care avea și ea o fică, pe Alice, da. Otilia o chema pe această doamnă. Otilia îl adoptă pe Petru și pe fratele său mai mare, Pavel, de asemenea și pe sora lor mai micuță, era foarte mică, Emma, la acea vreme în care tatăl său și-a omorât soția, adică le-a omorât mama acestor copii și automat a făcut pușcărie mulți ani de zile, până oamenii ăștia au crescut mari. Deci, doamna Otilia i-a adoptat pe acești copilași și i-a luat în familia ei. Vă spuneam că și ea avea o fică și nu doar o fică, avea și un fiu. Da? O avea pe Alice și îl avea pe... nu-i mai știu numele, sincer să vă spun. Nu îi mai știu numele lui băiatul ăla, dar făcea tot felul de prostii omul respectiv. Andy, gata, mi-am amintit. Dar stăteam așa să mă gândesc, băi, cum îl chema pe omul ăla? Andy îl chema. Da. Andy făcea tot felul de prostii. A fost trimis, de fapt, de către familie să facă școala în străinătate, în Anglia. Dar s-a reîntors acasă și a descoperit acasă că lumea în care a copilărit nu mai semăna absolut deloc. De ce vă spun asta? E bine, Petru a fost un om care încă de mic copil era iubit de către această Otilia. Otilia care, culmea, i-a distrus familia într-un fel, pentru că s-a culcat cu tatăl său. Și astfel încât mama lui a dispărut din peisaj. Da, deci Otilia nu îl salvează, exact ca în clanul. Tătuțul nu o salvează pe Vera. Mai degrabă, după ce a omorât mama, devine Vera fiica lui. Așa și în acest serial. Otilia nu îl salvează pe Petru. Îi devine fiu. Indirect spus îi devine fiu. Pentru că îi devine dublu fiu, odată că l-a adoptat și a doua oară pentru că îl căsătorește cu fiica sa, cu Alice. Însă Petru nu a iubit-o, nu o iubește și nu o va iubi niciodată pe Alice. Aceasta însă va fi nebunită de Petru. Dar el, la un moment dat în serial, prin primele episoade ale primului sezon,
îi va spune că nu o iubește. Era la volan, adică era Petru la volan, Alice lângă el. Forțează volanul și spune, bine, dacă nu mă iubești, haide să murim împreună. Fac accident, bineînțeles, dar în urma accidentului Petru Vărnicu nu pățește mai nimic decât o rană ușoară. În schimb, Alice este grav rănită și va sta în comă 2 ani de zile. Iar în acești 2 ani, Petru Vărnicu o va descoperi pe Lia. Lia, o fată frumoasă, o fată tânără, de care se îndrăgostește pe loc Petru și o va lua chiar de soție, spunându-i mamei sale că Alice nu mai are de trăit, că este gata, este aproape în comă indusă, astfel încât o convinge să semneze divorțul în numele fiicei sale. Astfel încât Otilia semnează divorțul și Petru Vărnicu este liber de contract, vorba aceea. Poate face nuntă cu Lia și se întâmplă acest lucru, se căsătorește cu Lia, însă fericirea lor nu va dura atât de mult, pentru că se va trezi Alice. Va fi o bucurie mare pentru Otilia, dar nu va fi deloc o bucurie nici pentru Petru, nici pentru Lia. Această fată, Alice, și-a pierdut memoria în urma accidentului. Și o va recăpăta în câteva episoade, dar îl va minți pe Petru că nu își amintește mai nimic până aproape de finalul sezonului întâi. Însă Petru își va da seama că minte, chiar dacă aceasta fusese ajutată de către mama ei, de către Otilia, să meargă la un doctor și să facă acte false că încă nu își amintește nimic. Iată că Petru își dă seama că îl minte fosta lui soție. Din întâmplare, toată familia află că Lia Vărnicu, care a fost îngrijitoarea lui Robi, Robi fiind copilul lui Petru și al lui Alice. Deci Robi era copilul lui Petru și al lui Alice. Și această Lia Vărnicu a venit în familie ca o simplă bonă. Dar după ce Alice a ajuns în spital, iată cum Petru s-a îndrăgostit de Lia, a făcut nuntă cu aceasta și au avut grijă de Robi în tot acest timp, cât mama lui biologică a fost în spital. Dar, bineînțeles, că Alice, odată ce s-a recuperat, află din întâmplare, fiind aproape ultima persoană care află, că Lia, bona, este soția soțului ei. Da. Și iată cum ajungem la acest titlu al serialului. Lia, soția soțului meu. Pentru că Alice ar fi într-un fel personajul principal din acest serial, care definește și titlul serialului, prin Lia. Deci avem aproape 3 personaje principale. Alice a fost transformată într-un personaj secundar chiar de către regie, care au băgat-o în comă vreo 3-4 episoade în care ea n-a făcut absolut nimic. În schimb, Petru a făcut suficiente lucruri pentru a deveni principalul personaj al acestui serial, alături de soția lui, Lia, care apare și în titlu și de aceea ea este personajul feminin principal din serial. Frumos până acum ce vă povestesc. Sper că nu v-am plictisit. Avem multe de povestit, nu o să iau toate detaliile, bineînțeles, eu le iau așa mai pe scurt. Am ajuns la punctul în care a aflat a noastră Alice de Lia. Și va face zile fripte până în punctul în care ne aflăm și astăzi cu episodul 8 sau 9, sau 9-10, cred că e 9-10 deja, din acest sezon al doilea. Îl va pune chiar și pe Gianni Rocca să o omoare. Gianni Rocca, vă spun imediat cine este. Că avem multe personaje în serial și nu le-am luat pe toate, în această poveste. Deci, îl pune pe Gianni Rocca să o omoare pe Lia și acesta chiar reușește să o împuște, dar nu el fizic,
ci oamenii lui, un om de-al lui, un om care, atenție, era îndrăgostit de Lia în copilărie, un om care și-o dorea foarte mult pe Lia, dar știind că este cu Petru, a zis, decât să fie a ta și nu a mea, mai bine o omor. Și iată cum a ajuns în clanul lui Roca și a împușcat-o pe Lia. Revenim la această idee imediat. Lia era o fată foarte pasionată de vals. A dansat mult timp până în punctul în care a fost împușcată. La începutul sezonului al doilea a fost împușcată de către acest om. Acum trebuie să revenim și să vă spun și de celelalte personaje. Deci am vorbit în prima fază de tatăl lui Petru, care revine în peisaj cumva, și eu vreau să duc toate astea până la episodul trecut și după reiau iarăși toate personajele, dar fac acțiunea astfel încât să o aduc în prezent. Deci al nostru neamarin, cum i-am spus eu, a revenit în peisaj printr-un om care făcea poze. Un om care îl urmărea pe Petru peste tot. Voia să vadă ce mai face fiul său. Probabil a fost fiul cel mai iubit de către acest om. Lia a observat acest lucru. Pentru că Petru a fost salvat chiar și de la moarte de acest bărbat. După ce mașina polițistului Florea a explodat, Petru se afla și el acolo, la acel atac. Dar este scos din explozie chiar de către acest om. Omul care îi făcuse poze la nuntă. El nu realizează cine este acest om. Dar Emma, fiica cea mai mică a acestui bărbat, își dă seama că bărbatul ăla este tatăl ei. Nu știe exact de ce și-a dat seama, dar era ceva așa, simțea, avea un feeling, da? Simțea că ăla este tatăl său. Și iată că a avut dreptate Emma. El era tatăl lor, al ei, al lui Pavel și al lui Petru. A revenit în familie pentru a sta de vorbă cu copiii lui, dar a încercat să fie respins de către Otilia pentru a nu a se afla aventura dintre aceștia. Însă până la urmă se află că i-au avut o aventură, însă Otilia spune că a fost un viol și că s-a opus. Nu a vrut să facă dragoste cu acest bărbat, pentru că ea oricum se despărțise de fostul ei soț, care și el a murit, bineînțeles. Da. Foarte, foarte telenovelă acest serial, dar îl povestim așa cât de bine putem, aici la din spatele cortinei. Vreau să aduc serialul în punctul A. Da? Îl iau din punctul Z, îl aduc până în punctul A al prezentului. Perfect. Dacă uit detalii, sunt detalii foarte mici. Deci, nu mă împușcați și pe mine. Bun. Dragilor, hai să vorbim în continuare de cine să vorbesc eu, oare? De un prieten de-a lui Alice. Din copilărie este prieten cu el. Colaborator de-a lui Petru la un moment dat. Gianni Roca. Gianni Roca a fost colaboratorul lui Petru pentru că aduceau marfă împreună la circuit. Circuitul de mașini pe care îl deține familia Vornicu. Un circuit care nu prea mai merge în ultima vreme. Și un circuit care îi va da bătăi de cap până prezent lui Petru. Este un fel de a pierde bani acolo, la acel circuit. Și al nostru Petru nu vrea să renunțe la circuit. Astfel încât îi face un flagrant lui Gianni Roca pentru a scăpa de el în peisaj. Și Gianni face pușcărie. Face câțiva ani de pușcărie. Încă de la începutul sezonului întâi știm faptul că face pușcărie până spre finalul sezonului întâi. Da? Vreo 20 de episoade. Și
acest Gianni Rocca este înlocuit de către un om de-al său. O să-i spun Octav, chiar dacă știu sigur că nu-l cheam așa. Îi zicem așa, totuși. Da. Acest om îl înlocuiește foarte bine, pentru că preia toate afacerile lui. Și va duce totul până în punctul în care Gianni se va reîntoarce la afaceri. Gianni va încerca să-l omoare pe acest om care i-a ținut locul atâta timp, dar nu va reuși, pentru că va fi salvat de către El Capitan. El Capitan este o femeie care are grijă de circuit, deci este punctul așa de legătură între Gianni Rocca și Petru Vornicu, omul care știe exact ce s-a întâmplat între cei doi în tot acest timp și știe exact că Gianni are o fică pe Clara, care este îndrăgostită de fiul acestei El Pistoler, El Capitan. Da. Și prin această fată a lui Gianni se face legătura între clanuri în acest moment, între Gianni și Petru. Dar la un moment dat se va afla un lucru la care nu ne-am fi așteptat nici unul dintre noi. Vă spun acum sau imediat? Hai să vă spun acum, să nu mai vă țin pe jar. V-am zis că Lia Vornicu a fost împușcată de către un om de-a lui Gianni și a ajuns în spital. A fost împușcată destul de grav, astfel încât are nevoie de transplant. Mai întâi a avut nevoie să îi se doneze sânge, însă avea o grupă foarte rară. Dar un om, sub semnul confidențialității, vine și îi donează sânge. Acest om n-are cum să fie decât o rudă foarte apropiată. Și fiind sub semnul confidențialității, vrea să nu se știe cine. Dar sângele nu este suficient pentru a o salva pe ea, astfel încât și un rinichi îi trebuie. Și acest om, femeie mai exact, vă spun cine este. Este Clara, fiica lui Gianni. De ce este Clara? De ce este rudă apropiată cu Lia? Chiar acum o să vă spun. Telenovelă maximă acest serial. Da, deci Clara îi donează în primul rând sânge Liei, dar nu este suficient acest lucru pentru a o salva, astfel încât îi donează chiar și un rinichi. La rugămintele mari ale mamei Liei. Mama Liei care este tot așa o mamă adoptivă. Pentru că Lia a fost fata unui om sărac, fratele acestei femei, Maria, care are grijă de Lia. Deci Maria avea un frate, care acest frate era tatăl ei. Deci Maria este mătușa ei. Și această Maria știe absolut tot despre trecutul ei, dar i-a ascuns totul. Deci, știa că această Clara este fiica lui Gianni și că doar ea poate să o salveze pe Lia, pentru că Lia nu este fata fratelui său, este fata soției fratelui său. Și soția fratelui său a avut o aventură cu Gianni Rocca. A fost servitoare acolo la Gianni Rocca. A fost chiar bona Clarei. Deci bona Clarei a fost mama Liei. Mamă care este ucisă de către Gianni Rocca, astfel încât rămâne fata la fratele Mariei. Moare și fratele Mariei și această fată, Lia, rămâne în grija lui Marcel, soțul Mariei. Da. Și să vă mai spun că și acest Marcel are și el doi copii, vă termin cu totul de-a binelea. Da, are și el doi copii, care într-un fel sunt frați vitregi cu Lia Vornicu.
absolut incredibil ce se întâmplă în serialul ăsta. Da, o să mai vă zic imediat ce se întâmplă și cu copiii lui Marcel. Pentru că și ei au aventuri cu oameni din familia Vornicu. Deci este o amestecătură totală în serial. Acum că v-am spus că Lia este fiica lui Gianni, ce credeți? Lia, fiica lui Gianni, Gianni, dușmanul lui Petru. Total, total război ce va ieși. Da. Ei bine, dragilor, Lia este salvată de către această Clara, care acceptă să îi doneze rinichiul cu condiția să nu se afle că ea este fata lui Gianni. Automat Lia își va da seama că sunt surori și că de fapt și ea este fiica lui Gianni. Dar Lia, după ce și-a revenit, se duce într-un salon vecin unde o găsește internată chiar pe Clara. Ea mai avusese întâlniri cu această Clara, însă niciodată nu s-ar fi așteptat că ea este sora ei, biologică chiar, automat fiind fiica lui Gianni. Nu-i vine să creadă că este fiica unui criminal, dar asta este realitatea până la urmă. Realitatea este dură. Mira. Mira este amanta, să zicem asta, sau iubita lui Andy. Andy Vornicu. Sau lui Andy, nu neapărat, fără Vornicu. Această Mira este avocată. Și Andy are planuri mari, că de asta s-a întors din Anglia. Nu se descopere el ce mai face familia sa. S-a întors din Anglia ca să facă bani. Circuitul lui Petru are investiți mulți bani. Și prin intermediul acestei Mira vrea să obțină banii de la circuit. Și reușește în prima fază, însă Mira este răpită de către Gianni Rocca și, ca să nu fie ucisă, va fi obligată să lucreze pentru Gianni. Astfel încât Gianni are acum fostul avocat al familiei Vornicu. O are pe Mira, la el. E un punct mare de avantaj. Și cu această Mira va pune la cale un plan care să le enerveze și mai tare pe Petru Vornicu. Dar despre plan vă zic că aproape ne-am apropiat, aproape ne-am apropiat ca lumea, aproape am ajuns în punctul cu A, în punctul prezent. Adică la episodul de tocmai ce s-a încheiat. Bun. Lia a aflat că este fiica lui Gianni. Dar nu va vrea să spună nimic lui Petru. Pentru că este conștientă că acest lucru o va depărta de către soțul ei. Și la cât de mult își dorește Alice să se întâmple asta, cu siguranță nu i-ar oferi o astfel de momeală. Alice vrea să le recâștige pe Petru, chiar și prin intermediul lui Robbie, fiul lor. Încearcă să câștige custodia completă, totală, a lui Robbie. Reușește în prima fază, dar după aceea face un gest incredibil. Îl droghează pe Robbie, care ajunge de urgență la spital, doar ca să se culce indirect spus cu Petru. Pentru că avea un plan. Planul era următorul. Dacă voi mai face un copil cu Petru, atunci se va întoarce la mine. Era un plan foarte bine gândit. Avea nevoie doar de o poză în care ea să fie lângă el în pat, pentru că nu se mai întâmplase asta de foarte mult timp, de când ajunsese să fie soțul Liei, nu se mai culcase cu ea. Normal. Este absolut obsedată de acest bărbat, Alice. Și iată că reușește, pentru că după o seară grea, Petru Vornicu împreună cu fratele său Pavel petrec acolo la circuit și nu realizează că până dimineața multe lucruri se vor întâmpla. Astfel încât Petru este luat de către Alice, dus în dormitor, vine Robbie la ei, dar lui Robbie îi dă ceva de băut a noastră Alice, astfel încât Robbie se va culca, dar nu așa pe moment, ci aproape pe veci se va culca.
I-a dat un somnifer foarte puternic care la copii aproape că te bagă în comă și a reușit să se culce cu Petru, dar fără să facă nimic. Doar o poză au reușit să facă, sau mai multe împreună, atât. Nu au făcut dragoste. Dar asta e suficient pentru ea, că Petru nu-și mai amintește nimic după ce a ieșit din această vrajă a alcoolului. Dimineața se trezesc disperați, pentru că Robi nu se mai trezește. Otilia a descoperit acest lucru. Ce are copilul? Ce are Robi? Și voi ce faceți acolo? Dar Robi și-a revenit până la urmă și s-a aflat că Alice a încercat să-și omoare propriul copil doar să se culce cu Petru. Și Alice îi spune lui Petru, în urmă cu două episoade, că ei au avut o aventură din nou împreună și că se iubeau ca pe vremuri. Petru nu o crede, bineînțeles, dar Alice îi spune că era beat și n-are cum să-și mai amintească. Alice are un plan foarte bun, la care vom reveni imediat. Să mai vă zic de Pavel. Pavel care este combinat cu Gabi, dar nu o iubește pe aceasta. Și nu reușesc să facă un copil împreună pentru că Gabi nu reușește. Nu poate rămâne însărcinată. Și încearcă să îl păcălească în tot acest timp pe Pavel că el de fapt nu poate să aibă un copil. Însă, cum Pavel a avut o aventură cu fata lui Marcel, cu sora vitregă a Liei, dacă Dana o cheamă, gata, mi-am amintit, da? Cu Dana a avut o aventură acest Pavel și Dana a rămas însărcinată, automat Gabi a încercat să îi spună lui Pavel că nu este copilul său, nu are cum să fie copilul său pentru că el nu poate să facă copii, dar a reușit să obțină un test de sarcină astfel încât prin multe peripeții ce au trecut și oamenii ăștia, Dana și cu Pavel, s-a ajuns la consensul că Pavel este amantul Danei, dar vor avea un copil împreună. Copil pe care vrea să-l fure această Gabi și vrea să-l crească ea împreună cu soțul său. Și va și reuși acest lucru, veți vedea, pentru că Pavel nu se mai simte atras de către Dana și îi dă o nouă șansă lui Gabi, astfel încât ei se vor împăca pentru moment. Dana îl va ierta, asta e. A fost și ea mică și n-a știut ce face. Și a avut o aventură cu un bărbat deja însurat, exact cum s-a întâmplat și cu Lia Vornicu, care s-a culcat cu Petru, care era deja însurat. În fine, deci povestea se repetă în această familie a Mariei și a lui Marcel. Și celălalt copil al lor, numai. Deci, la câte personaje am spus, sigur nu mai amintesc și cum îl cheamă pe el, se îndrăgostește de cealaltă fată din familia Vornicu, de Emma. Și până la urmă vor avea chiar și o întâlnire, cei doi, în episoadele anterioare din acest sezon. Și va decurge totul destul de bine, mai ales că acest băiat o va ajuta pe Emma să îl găzduiască pe tatăl său și va fi foarte mulțumită Emma de acest lucru. Bun. Hai să revenim acum la episodul în curs, că deja am vorbit foarte mult aici și cu siguranță vă plictisesc. Deci în episodul în curs aflăm că Robi și-a revenit, se află faptul că Robi a fost otrăvit de către Alice, astfel încât Petru Vornicu vrea să-și ia copilul și să îl aibă el în grijă. Alice nu acceptă în prima fază acest lucru, însă ea, cu ajutorul unui fost prieten de liceu, un om care o iubește pe Alice cu adevărat, nu ca Petru, pun la cale un plan prin care Alice să facă un copil cu acest bărbat, dar să facă un copil nu natural, ci prin intermediul tehnologiei medicale. Astfel încât, ea având poza cu Petru în pat, va putea să-l păcălească pe Petru că este cumva copilul lor și astfel Petru se va întoarce la ea. Așa gândește Alice. Dacă va reuși, nu știu. Dar vă spun că a reușit să rămână însărcinată.
Și i-a spus chiar și lui Robi că va avea un frate sau o soră. Și astfel a aflat și Otilia de planul lui Alice. Da, incredibil plan. Absolut incredibil planul ăsta, vă pot spune cu siguranță. Da. Alice avea în garderobă rochii de gravidă. Și astfel a avut o discuție cu Otilia și s-a ajuns la consensul în care ea îi spune la finalul acestui episod pe care l-am urmărit cu toți împreună, sau l-ați urmărit dumneavoastră săptămâna aceasta, îi spune că este însărcinată. Cu cine? Păi e cu Petru însărcinată. Ok, am rezolvat-o pe Alice, nu mai băgăm în discuție și ne întoarcem la Gianni Rocca, care prin intermediul unui om, Daniel Dima, reușește să cumpere acțiuni la circuitul lui Petru. Domnul Daniel Dima este de fapt Mihnea. Este un om de la Interpol. Mihnea, care este un fost iubit de Lia. Este vorba de Mihnea de care Lia a fost îndrăgostită când era mică. Și acum nu mai e îndrăgostită pentru că acum este cu Petru. Însă, din întâmplare, Mihnea ajunge să aibă o discuție față în față cu Petru și spune toate acestea. Astfel încât Petru are din nou o criză de gelozie, cum a mai avut și de altfel în trecut, se duce să îi spună Liei toate aceste lucruri. Dar Lia îi spune că asta a fost o joacă de copii, nu mai are nicio treabă cu acest Mihnea, care lucrează cu pseudonimul de Daniel Dima, astfel încât să se infiltreze în clanul lui Rocca. Poate l-a convins pe Petru că este adevărat ce spune, poate nu l-a convins, asta nu știu nici eu. Ceea ce contează este faptul că 50% din circuit îi revine acum lui Gianni Rocca, prin intermediul acestui investitor Daniel Dima. Daniel Dima, care vrea să îl prindă în fapt pe Petru, că el a avut afaceri cu acest Gianni Rocca, că i-a făcut flagrant lui Gianni Rocca, pentru a scăpa de el și a fi doar Petru pe piața drogurilor. Nu este adevărat acest lucru din punctul meu de vedere. Este doar o întâmplare că niște droguri au ajuns la un moment dat la circuitul lui Petru pentru că au fost aduse acolo de El Capitan. Da. El Capitan, care are o discuție cu Maria, aflând că această Clara i-a donat rinichi Liei și spune Mariei că trebuie să afle Gianni că Lia este fica lui și automat trebuie să afle și Petru că soția lui este fica lui Gianni. Nebunie mare. Nu se va afla încă de acest lucrușor, dar Gianni Rocca va colabora de acum cu Petru, fiind parteneri la circuit. Dar absolut incredibil ce se întâmplă în acest serial. Eu zic că v-am povestit suficiente lucruri în acest episod, în această ediție, deja am lungit-o foarte mult. Mai am să vă zic.